Cutremur în această dimineață în Transilvania. Seismul cu magnitudinea de 4,2 grade s-a produs la ora 10:39 de minute în județul Hunedoara, la adâncimea de 5 km. Vibrațiile nu au produs pagube, însă localnicii din Târgu Jiu spun că s-a simțit destul de puternic. Oamenii spun că au auzit o bubuitură și că au început să se miște ușile glisante.